de a începe secțiunea teatru, aș dori să prezint încă o dată juriul nostru minunat. Și avem pe doamna Eliza Noemi Judeu, actriță. Doamna Amina Tomi, actriță Teatrul Evreiesc de stat București. Profesorul Cristian Tomi, actor Teatrul Național Ile Caragiale. Lazar, regizor, doctor Teatrul Național Vasile Alexandrei Iași. În anul 2005, un grup inimos de nevăzători pun bazele trupei de teatru Optimiști, proiect care, la momentul respectiv, avea caracter de unicat în rândul celorlalte filiale ale Asociației Nevăzătorilor din România. Din anul 2005 și până în prezent, trupa a jucat numeroase piese în toată țara. Dintre acestea menționăm Nevasta, Putina, Vrăjitoarea, Vedeta, Un bărbat adevărat, Punctuația dactilografiei, precum și altele. Una dintre marile realizări ale trupei de teatru Optimiștii a fost punerea în scenă a piesei Gaițele de Alexandru Chirițescu, una dintre cele mai valoroase comedii ale dramaturgiei române. Ca recunoașterea valorii sale, trupa Optimiștii a fost inclusă în programul Terapie prin Teatru, coordonat de Teatrul Maria Filoti al orașului Brăila. În prezent, trupa este compusă din 11 membri nevăzători. Cele trei secțiuni la care vom participa în cadrul Festivalului Național de Artă Dramatică sunt Teatru cu piesa Țara lui Gufi, de Matei Vișnie. Piesa de teatru se numește Țara lui Gufi și reprezintă o parabolă a condiției omului nevoit să trăiască vorbit de ideologia unui regim totalitar. Țara lui Gufi este o țară a orbilor, condusă de un văzător, Gufi, în preajma căruia se află un chior, Lul, cu statut de clor. Supușii au fost obligați de suveran să nu vadă, acesta având intenția pretins nobilă de a-i feri de deziluzii. Pentru a constrânge populația țării la orbire, Gufi a desființat culorile, acoperind, printre altele, picturile murale din palat cu o tencuială pământului. Jocul actorilor ne revelează trăiri normale, ori profund sensibile ale unor momente de criză, dorind să ajungă cu toții la lumină, la cunoaștere. Gufi, conducătorul, dictator, rămâne undeva în trecut, în întunericul necunoașterii, nedorind să evolueze. Autorul Vișniec face legătura între două culturi și reflectă când realitatea imediată, când Iola, fiica lui Gufi, Daniela Ioan, Marța Fița, Doica Iole, Mihaela Bujor, Zeno, sfetnic al lui Gufi, Daniela Iotu, Bubi, sfetnic al lui Gufi, Romica, Alexandru, Lulu, bufon la curtea regelui, Mitică, Bătărlăgeanu, Gârneață, pretendent la mâna Iolei, Emil Gămulescu, Firfirică, pretendent la mâna Iolei, Daniel Suciu, Bob de Rouă, un drumeț vânzător, Gigel Bujor, Macabril, cel mai înțelept dintre înțelepți, Tudoriță Oancea, un străjer. Regia Florin Chirpac, coloana sonoră Vanessa Rad. Aplauze, mă rog! Pentru că au mai venit din toate părțile Bacăului și a Oneștiului și Comănești, Dărmănești. Salut încă o dată personalitățile care și-au făcut timp pentru noi și mă simt datoare să felicit din suflet firma Wiener Kati, a cărui sponsorizare a făcut posibilă această festivitate la nivel înalt și nu în ultimul rând domnului manager al Innocent Teatru filiala Bacău, domnul Cristi Măric, vicepreședinte al Consiliului Director al filialei noastre. Felicitări tuturor, vizionare plăcută și vă mulțumim din suflet pentru tot, inclusiv Primăria Bacău, DGASPC Bacău și nu în ultimul rând Teatrul Municipal Bacău. Thank you.
Iona trebuie să-ți alegi un soț. Nu m-a mărit, tată. Nu m-a mărit și gata. Îl urăști pe tăticul tău, ai? Da. Vrei să mă împingi în groapă? Să mă faci de rușine? Să-mi înghețe picioare? Să-mi curgă nasul? Să mi se moaie unghiile, să-mi crească bubițe, Iona. Ce-a venit sorocul? Pețitorii sunt la ușă. Nu vreau soții. Iola, nu fi proastă, ți-l aleg eu. Iola, rândurnica mea, hai să te joci cu el. O să te dea în strânciu. O să-ți cumpere halbiță. Să-l alegi cu mâna ta. Da? Da. Soțul tău trebuie să fie bărbat. Ce e aia? Bărbat. Marța Fisto, ce ai făcut? Ce-am făcut? Ai distrus-o! Nu! Ai ținut în tunelic? Ai învățat-o să cânte? Ai până în numere? Nu! Ai învățat-o să râdă? Nu! Dar ce ai învățat-o neîncălțat? Nimic! Mor! Mor! Unde-s parfumurile? Unde-s pufurile? Mor! Marța Fițo, mi-ai postit fata. Da. Ce-am făcut și ce-a ieșit? Ia râs. Știi să râs? Gata. Marța Fițo, învață-o repede ce are de învățat și să o mărităm. Mai bine să o învățăm să spună brașoară. Ții așa, patru cafe, patru plope, sub filiapele plăpânde. Stați, mocofeilor. Să o învățăm ceva mai ușor. Să o învățăm să chipotească. Iola, ascultă aici. 1, 2, 3 și... Înțelegi? Da. Atunci râs. Nu pot. Îmi stă în gând. Zeno, zici ceva de râs. Yeah. Ura! Zici ceva de râs. Mă, Zeno, tu n-auzi? Zici ceva de râs. Eu, păi... patru capre pască în plope, sub și tu. Patru capre ne-a spucat, două babe pe apăiapă, 10 cube dragolutre, 9 ieșite de la bai, 9 mure într-o gușă, care din n-are gură, orice parte are casă, nu-i căpușă fără parte. Nu! Marța Fițo, zi ceva de râs. Eu zic o ghicitoare. Hai, cobește. Zi. Cine vine prin grădină, culcușit într-o măslină, cu cipicii trași pe față, dezlegat precum o oață, fără gât, fără burlit și gândit prin catalice, zici ciupercă de urzici. Cine are două gușe, zătărele în căpușe, trei bubori la cuptor, cinci buboaie pe cuboaie, și fundit crăsănat ca un plup și fundit pe plăpuși. Oare ce să fie? O fi caragoanță. O fi zăpăcuța. O fi bubunorul. Nu, e zgăbăgiu. Mați, e zucănitoare. Ardeți gazul de pomană. Rușine să vă fie. Gura, din ce spă ceva de rând? Ca să mă gura, lămilor. Faceți, bă, ceva de râs. Dați-vă, bă, peste cap. Faceți, bă, să râdă prințesa. Vreau să râd, bă, ciufungilor. Bă, ciufungeilor. Mă, să fata mea ce-am făcut. Am uitat de tine. A ieșit ca o fanfă. Lasă, tată. Eu mă duc să mă dau în scrâncio. Ce te dată sunt tare de cap? Lumea e mare în cap. M-am lăsat dus de treburile statului, dar... Da. Nu, e adevărat, Maria. Am fost puturos și bețiv, da? Nu e adevărat. Am fost uitut. Da, am uitat de tine. Nici nu mai știu unde te-am pus. Vai de capul meu. Nu-i nimic. Lumea e mare. N-ai cultură. Da, așa este. Nu cunoști muzică. Nu știi nimic. Nu cunoști poezie. Nu cunoști cibernetică. Nu cunoști antropologie. Am lucruri. Am dat cu buta în bală. Dacă nu te mărit la azi, cine știe că mai am. Ce poți face azi? Nu lăsa pe mâine. Lasă pe voi mâine, poate nu mai e nevoie. Eu la fetiță, vezi în ce situație mă află. Ia-ți bărbat și ștept. Aș. Valea, că văd netul din cauza ta. Ne stai ca un cui, tată. Tata, e o muscă, tata. Da, crede-ne și pe noi. Trebuie să-ți dăm pauci. Nu vreau pauci.
ce vrei. Nu mai ești cizmulițe, nu vrei? Da, da, cizmulițe. Îți dau o tavă cu bogoși, îți dau târlicii mei. Nu vreau nimic. Vreau să râd. E, vezi că nu te ține capul. Eu n-am râs niciodată. Vreau să râd. Dacă mă faceți să râd, îmi iau patrapusele și m-am topit. E, bravo! Eu am o idee. Să vină Lulu. Sigur, să vină Lulu. Să vină Lulu. Nu se poate, nu se poate, nu o să priceapă. Trebuie să riscăm, trebuie să vină, trebuie să râdăm. Nu o să se prindă, o să amețească de cap. E prea lupită cu Lulu. Să vină Lulu, Lulu. O, nenorociți, cine știe ce o să iasă. O să intre pe urică și o să rămân acolo. N-are-a face, n-a. Hai că pui tot una, să facem de pomină. Dacă ziceți voi... Tu hotărăști ce zicem noi. Vați, noi hotărâm. Ce zici tu? Ce zici tu, zicem și noi. Da, 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 da. Ura! Să vină! Lulu, să vină Lulu! Bucură-te, fata mea, că ai să auzi minciuni cum numai pe vremuri se mai spuneau. Că o minciună așa de gogonată, doar la o mie de ani! Să intre Lulu! Ce-i cu tine, mă, Lulu, mă? Ce vrei tu de la sufletul meu? Nu mai vreau să fiu cu foc. Tocmai acum, la nunta fetei. Sunt bolnav, nu mai vreau! Să-mi faci tu mie una ca asta, a? Măcar 10 zile. Să stau liniștit, să nu mai aud, să nu mai văd. Să nu mai vede. Uite, ține-mă și plecat. N-am să fiu. Măcar o săptămână, să n-aud zvon de azi. Lulu, îndată e nunta. Trebuie să răspund la întrebări. Bine, fie, dați-mi întrebări. Ia spune, Lulu, ce ai tu în fruntea ta? Un ochi. Și ce fel de ochi e ăla? Vede? Cum adică vede? Răbdare! Cum adică vede? Vede lucruri. Care lucruri? Masa, scaunul, drapelile, facturioarele. Și mai ce, și mai ce? Toate lucrurile care sunt. Vede și în burtă? Nu, în burtă nu. Ce zice asta, tată? Mai așteaptă. Și cum sunt lucrurile Lulu? Sunt colorate. Cum adică colorate? Au ceva pe deasupra, o culoare. Ha, ha, ha! Râzul ăla îți n-au spune spate și le-ai încurcește. Arată-ne și nouă o culoare, Lulu. Iarba. Iarba? Iarba e culoare? Nu. Iarba e verde. Lulu, zăpăcitule, iarba nu e verde, e tăioasă. E și verde și tăioasă. Auzi ce gugomănie, râzi ăla, râzi! Ha, 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 râzi! Râzi, tată, râzi, dar nu mă prind! Stai, s-a pus una mai gugonată! Dar cerul, cum e Lulu? Cerul e albastru. Ești prost ca oaia, Lulu. Cerul nu e albastru, cerul e ușor. Tu nu vezi că stă pe capul nostru și nici nu simți. Stă pe capul nostru! Dar unde? E departe, sus. Te-am prind. Păi dacă zici că e așa de sus, cum poți să zici că e albastru? L-ai atins cu mâna? Nu! L-am văzut cu ochiul! Dar ce ochiul e pentru a atins? Stai, nu te-am bărat! Te spun o întrebare mai ușoară. Zăpata cum e Lulu? E albă! Bravo, Lulu! Și eu care credeam că e rece! Da, e dulce! Dacă din afară e roșu? Nu! Recunoști că dura facem scuipa? Da. Iar ochii fac lacrimi. Poți să zici că nu e așa? Așa e. Deci ochii sunt pentru lacrimi și nu pentru... Ba nu! Toată lumea e o arbă, Lulu! Ia te uite altă trăznaie! Unii oameni văd! Care să ia, mă? Îi știu eu, sunt! Arată-mi și nouă! Arată-mi și mie să pun mâna pe unul să-l aduc aici! Să mai avem un bufon! Sunt mulți! Eu vin de acolo!
Viola, prințesa mea, măcar tu să mă crezi. Sunt orașe în care oamenii văd, sunt mii de orașe cu acoperișurile strălucitoare. Acoperișurile sunt roșii, copacii sunt verzi, doamna, frunzele se fac galbene ca aurul, mare, albastră. Dar sunt albi, murele sunt negre, castanele sunt catenii. Viola, ascultă-mă, nu fi oarbă. După ce plouă, se întinde curcubeul de-acum mersul cerului cu 1000 de culori pe el. Noaptea este luna pe cer și stelele care sunt denumărate și strălucesc precum diamantele, înțelegi? Viola, eu pot să te învăț să vezi? Oricine poate să învețe să vadă. Încearcă să vezi, Viola. Ține minte culorile. Nebun, măi, domne! Vino la pieptul meu, fata mea. Era să te omoare. Rău am făcut că l-am adus. Rămâne, fata, bă. Da, dacă am sărit peste cap, trebuie băgat la dup cu căluși și țepușe. Da, 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 da. De? Am să mă joc cu el. Bine, ți-l dau de zestre. Dacă te măriți. Mă mări. Primești pețitorii? Să fii mirneață! Ios! Când neața nu-i pișpolaos!
Ce mai faci, dar cum vrea căsătinții? Ia, am crescut trebuie, dar și eu. Frumos, din te foarte frumos. Tata o să spăs să mă iasă. O să iasă, când o face cu o pere. Mă iei la valet? Nu, toți sunteți băieți buni. Păcat de voi, mai bine rămâneați acasă. Mă, voi știți să pașteți vaca? Da? Da, să vă însurați, știți? Știm! Bine, ia spune, ce dați voi pe fată? Mai întâi s-o dibuim, s-o pipăim. Poate n-are ce-i trebuie, că tata a zis că dacă-i zăzăludă, s-o lăsăm bani. S-o luăm la palme. La picior, la picior! Așa, la picior? Că pe noi nu ne duci cu opreșul. Că dacă au zis că mă dai, ești cam pasiv. Și și lumea la cântar. Că nici noi nu suntem de el. Da, mai întâi să pipăi Marta. Ce e în mână, nu-i minciună. Că Martale e cam scoți ochii. Luați-o, fărtați-vă! Vă dau pe cercetate. Marta, fiți-o! Da. Adă fata! Hai! Da, zestre! N-o luăm fără zestre? Mai bine lipsa! N-are zestre! Ce zestre? Zestre, să ne dai zestre! Mai bine o mor decât să o fără zestre! Cine a mai auzit de zestre? Că la noi nu e cu zestre! Sunteți înapoi astea! Da, o slugă! Slugă avem! Tot să ne dai bogoși! Nu iau bogoși! Fără 1000 de bogoși nu iau fata! O la lasă seama! 1000 de bogoși? Da! Sunteți signiți! 1001! 100! 1000! Pe vremuri noastre, mă, 100! Fie 800! 3! 9! Nu dau peste 300, nu să mă mânci cu mine! Nu, Bihapsul, te rog! 500, ultimul cuvânt! 550? Fie! Sec! L-am păcălit! Iar tu! Te faci că nu înțelegi? Îmi place să lucrez cu dumneata. Ești om de înțeles. Vino să te pup. Ești pirtiroi de treabă. Mai ai și ape pete? Mă. Ale bogoșele! Care bogoși? Cum care? Ne-a tentat. Mă scoate din papuci. Mai nu-s gata. Nu-s gata, fraților, că vot a luat-o tot pește încet, bogoșele peste 9 luni. Și noi ce mâncăm la nuntă? La nuntă dansăm menuire. De bucat în bucăm altă dată când o să avem. Bine, ai stricat toate tocmeala. Ia stați pe loc. Ce mai e? Păi cum, amândoi? Păi ce are? Păi ce fuge, mă, nu amândoi, unu. Cum unu? Numai unu poate să ai de nevastă, nu amândoi. Da? E sigur? Bă, așa vă zic și tata! Cum început să rățe la ucior, nu? Dar de ce numai unul? Că noi doar ne-am apucat, fraților! Bravo! Ei, Iola, pe care ți-l alegi? Știu și eu, tata! Gândește-te, fata mea, gândește-te! Nu mă pot hotărâ, tata! Amândoi îmi par frumoși! Măritule, nenorocire! Ce
parcă mârie ceva sub talpa casei. Aoleu, parcă se plimbă cineva pe acoperiș. Să plecăm, hai să fugim, să batem ușile în cuie, să închidem porțile și să ne punem pată în urechi. Asta-i, astupați-vă urechile. Foarte mai bine. Ne-au păcălit la Băbăș! Să vină la Cabril! Acum ne țiși cu palmele în cap? Gura, gura, plăpundelul, ia afară, cărați-vă, afară! Hai să mergem! Să vină Macabril, poate ne scapă! M-ați chemat? Mi s-a făcut de joacă și nu aveți lăutat! Macabril, înțeleptule, e nenorocire! Spune-ne, înțeleptule, cine ne-ar putea ajuta? Spune-mi cu cine te aduc, ca să spun cine ești! Macabril, scoate-ne basma curată! A, vorbi și vor, că și el e om! Bate șaua să priceapă calul! Au năvălit ceasurile rele, ne s-au oprit umicați în gâtlești. Orice pasăre pe limba ei piere! L-ați chemat degeaba, n-are ce ne face. Prostul nu e prost destul, dacă nu e și putul. Macabril încrapă capul! Ce ce scris în frunte ți-e pus? Și mie mi-e zgogoșile pe gât! Cum e turcul și pistolul? S-au topit cercevelele, Macabril a plesnit acoperișul. Ce are a face? O floare nu se face primăvară. Macabril, stă-mi putere să ne ajut? Mie? Pară mălăiață, gura lui lătăfleață. Oare sunt pe rupt ața? Ne prăbușim în groapă? Cine sapă groapa altuia care sigură în iață? Macabril, Macabril, cred că e cazul să aflic? Decât cotaș la oraș, mai bine zahăr tot fruntaș. Nu ne chinuim, Macabril. Spune, oare unde să ne ducem? Geaba vii, geaba te duci. Geaba rupi niște papuci. Să ne rugăm să facem mătănii? Capul plecat, zahăr cu țaie. Ce se întâmplă, Macabril? Scoate-ne basma curată. Povestea s-a spus până când s-a sfârșit. Ce-a fost de văzut, s-a auzit. Și ce-a fost de auzit, s-a văzut. Că omul negru a venit și stă sub pat la măricul împărat. Macabril, fii mai divaci, luminează-ne! Nu v-ați temut de întuneric, dar de lumină o să vă temeți. Și mare puțiar o să fie, că văzătorul stă cu lumina ochilor la plândă, și din ochii lui se va scurge pe irea voastră. Care văzător? Ce văzător? A intrat un văzător pe aici? Văzător? La noi în palat? Nu se poate. Văzător aici. Cum, Macabril? Există văzător? Macabril! Macabril! Ajută-mă! Există văzător? Există lumină? Există culori? Ce ne face? Ce ne face? Toată lumea la scotoceală! Să răzbiți și să-l găsiți! Să-l căutăm acolo unde e! Unde e? Căutați-l prin focul și unghiere! Giuliți-vă urechile! Unde e, vădătorule? Ia-mă cu tine! Ioana! Cine ești? Numele, nu știu ce? Ești mincinosul, știu! M-am săturat din minciunile tale! Eu nu mint! Toată lumea de aici minte. Eu nu. Există văzător? Există. Există lumină? Există. Tu vezi? Văd, dar nu mai pun un ochi. Arată-mi. Vreau să-l ating. Uite, vine de lumea. De ce îl ții deschis? Toți văzătorii își țin ochii deschis. Și de asta? De ce nu-l ții deschis? Asta e bună. Dar văzătorii întregi văd cu amândoi ochii. Minți. Nu cred. Ce-am în mână? O batistă. De unde știi? Nu se poate. Acum ai strâns-o la piept? De unde știi? Pentru că văd, Iola, înțelegi? Văd. Ochiul meu ajunge până la tine. Te vede? Nu cred. M-ai atins fără să știu. Nu te-am atins. Uite, leagă-mă de ușă. Nu. Stai acolo. Câte degete am ridicat? 3. Dar acum? 5. Iar m-ai atins. Câte mâini am ridicat? Una. Dar cum?
Totul. Acum ai ridicat-o și pe-a doua. Acum îți dai părul pe spate. Acum ai dus mâna dreaptă la ceapă. Ai un păr frumos, Iola. Lulu, vreau să văd și eu. Hai să vezi. Am să văd? Când? Cum? A venit aici un văzător ca să te pețească. Știi ceva de el? Știu, eu l-am ascuns. Să nu-l găsească tata că-l omoară. Unde l-ai ascuns? Găsește-l singur. Eu am să stau la pândă. Văzătorule! Văzătorule! Unde te-ai pitit? Unde poți să fii? Iartă-mă! Tu cine ești? Eu sunt Iola, dar tu? Eu sunt copt de rău, dar nu pune. E la pândă. Și regele? Prin palat, te caută. Și tu ce faci aici? Eu sunt fata regelui. Vor să mă mărite. Să nu te faci. Nu mă las. Nu mă las până ce nu fugi tu de aici. De ce? Te caută cu bețele. Au deșertat sacii cu varză. Te caută prin borcanele cu îmbrături. Vor să te ucidă. Știu, am să fug. Și eu vreau să fug. Ia-mă cu tine. Dar tu ești prințesă. De ce să fugi? Vor să mă mărite. Cu firfirică sau cu gârneață. Mai bine mor. Bine, la noapte o ștergi. Ce aia la noapte? Se face întuneric. Nu pricep. De când apune soarele, se face întuneric. Ce e soarele? Nu știu ce e soarele. Nu știu. Eu sunt oarbă. De ce? Pe aici toți sunt ori. Și soldații? Și soldații, și Gufi, care e rege, și Doica mea, și Zeno. E, asta nu chiar așa de rău. Lulu spunea că e rău să fii orb, dar eu nu cred. De ce e rău să fii orb? Nu știu, poate că e rău, dar poate că nu e rău. Toți suntem orbi aici și ne simțim foarte bine. Frumoasă ți-a. Fii binevenit. Vrei să-mi cânti ceva? Da, nu, să nu ne audă tata. N-am voie să sun la văzători. Dar de ce nu-mi plac mutai către văzători? Nu știu. Se teme de văzători. Se teme tare. El zice că văzători nu există. Ce zici? Eu zic că există. Există, există. Sunt mii de văzători. Sunt orașe întregi cu văzători. Pot să mă apropii un pic de ochiul tău? Pot să pun un deget pe ochiul tău? Și pe celălalt? Și. Ce ochi mare ai! Ești frumoasă, Iola. Uite, scoate limba. Uite, limba ta e roșie. Limba e roșie? Da. Ce fericită sunt! Niciodată n-am știut că am ceva roșu la mine. Și limba ta e roșie? Da. Ia să văd. Limba ta nu e roșie. Roșie. Limba ta e udă. Așa. E și roșie. Tot ce e, unde e roșu? Da. Ce-a, uite, mărul de exemplu. Deși e roșu, nu e urât. Castravete, e verde. E tare. Gogoșanu e roșu. E moale. Mulcovul e portocaliu, lămâia e galbenă. E astră. Prunele sunt albastre. Din albastru și galben obții verde. Cum așa? Din prune și lămâi ies castravete? Dacă eu botam vopsea caldă și botam vopsea albastră și tot unul peste altul, obții vopsea albă. N-am înțeles. Auzi, loc de rău. Poți să te întreb ceva? Da. Dar nu te supe. Vopsea e culoare? Te-am necăjit? Nu. N-am vrut să te necăjesc. Nu mai fac. Mai îmi spui ceva? N-aș putea să învăț și eu să văd? Vezi. Cu mâinile. Nu știu, poate că se poate. Se poate, se poate. Cu degetul ăsta, uite, uite. Cu degetul ăsta am atins culoarea roșie. Simt deja că s-a învățat cu culoarea roșie. Nu te lungi. Ba, se poate. Spune, hainele tale sunt colorate? Da. Și în roșie? În toate. Dai voie să caut culoarea roșie? Da. Ai ghicit. N-am ghicit.
pieptul. Ai una, două, trei. Ai un triunghi roșu. Ce minune e. Mai arată-mi-o dacă culoarea albastră. Uite, aici e culoarea albastră. Da, da, simt. Uite, ăsta este nou. Ăsta este maru, ăsta este roz. Rozul seamă roșu, deci e albă. Dar albul? Mâinicile mele sunt albă, cămașa mea e albă, artista mea e albă. Și aici? Aici e o culoare pe care nu o cunosc. Asta e violet. Violet. Și asta? E negru. Negru. Așa e negru. Acum știu. Ăsta e negru, ăsta e alb, ăsta e albastru, ăsta e roșu, ăsta e verde, ăsta e galben, ăsta e portocaliu, ăsta e violet, ăsta e maro, ăsta e roz. 10. Le știu. Vrei să le vezi? Stai. Vă pe rog, încăperea asta e colorată? Nu. Dar cum e? E spărucită, e ceva între alb și negru. Și totuși, eu cred că e colorată, simt că e colorată. Deși e violat, nu are pic de culoare. Uite, uite, îmi trebuie degetele. Când mă apropii de peretele asta, îmi trebuie degetul roșu și degetul verde. Când mă apropii de colțul ăsta, îmi trebuie degetele galben și portocaliu. Când mă apropii de podea, îmi trebuie degetul violet. Nu se poate, Bob de Rosa. Încăperea asta e colorată. Uite aici. Aici nu e un cerc roșu? Nu este. Precis? Nu o vezi bine, Bob de Rosa. Mă văd eu, nu este decât o pată de culoare curată. E un cerc roșu. Facem pariu? Cineva a acoperit culorile mai ușor ca să vorbească mai ușor. Nu știu, nu cred. Ce-ți pasă? E o taină aici, eu, și nu am liniște până nu o să-i dau de cap. Unde e? E tata. Și ce? Nu are cum să mă vadă. Vino să te ascund. Am răscolit palmă cu palmă, am mătătorit toate draperiile, am lăcătuit ușile.
Ține-te tot așa. L-om prinde când l-o foli foamea și oboseala. Hai, bugește-o, hai, bugește-o. Pe aici a trecut ceva necurat. Și mie mi s-a năzărit. E încurcătură mare, așa ca cealma de mâna m-a înghițit. Trebuie prins măritule. Cum, public, cum? Văzătorului mărite i-a căzut cu tronc de noi și nu se dă de smitit. N-are mățișare, n-are glas, nu bea, nu mănâncă. Nu pășește, nu lasă urme, nu tușește, bate arătare. S-a lipit ca boală, nu se furie, nu se găpește, nu se lasă, e ca moară. S-a întins și roade din ce a apucat. Dacă nu-l scoatem din gaură și ne punem căruși în gură, ne mănâncă de vin. Că numai o singură unealtă îi poate veni de hac și îl poate făcui pe dumnealui. Care? Pânda! Așa! Măricule! Iola! Fata noastră! Care Iola? Prințesa Floarea Florilor, cea neculeasă, care ținea mai mult ca la urechile din cap. Ce-i cu ea? Ciripește! Nu pot. Hai, pune tot! Ia-o pe îndelete! O ia! Tot umblând de o ordine bună și împiedicată prin bala, ce m-am gândit, nu-i mai bine să umble iepurile după vânător decât vânătorul după iepure? Și ce-am făcut atunci? Ce? Brava! Vino tot aici! Și acum tot aici! Și-am mai gândit tot dacă acolo. Și-am mai gândit tot dacă aici. Și-am mai gândit tot dacă acolo. Și ce crezi că audă la o vreme? Ce? Un glășcior al lui! Al prințesei. Și ce-am făcut atunci? Ai lipit în vanul și ai ascultat. Asta-i. Cu un plonțoasă. Ai pândit-o pe fata mea. Și? Pe cine? Și ce credeți că ziceam că-l fac? Numărat. Și ce era în asta? Păi asta. Că nu le zicea de cum a simt. Pe cineva e a ta? Da. Ea le zicea și ăla asculta? Da. Văzătorul ne atac la fată. Ce să fac? Fata mea cu văzătorul. Cum mai scot eu capul în moment? Eu foarte de acord. Dar cum îți scoate timpul ăla din cap? Urâtă treabă. Cum o descălcim? E încurcată ca un da. Asta a fost, asta v-am luat. Poate că încă nu vede de tot. Poate că încă mai poate fi salvată. Vede tot. Se plimbă prin odaie și zice, aici e roșu, aici e galben, aici e portocaliu. Poate că vede acum. Și încă ar fi bine. Vede de tot. A început să vadă și cerul. Zicea că la noapte vrea să vadă luna și stelele. Gata! Șcura! Răspândiți-vă! Lipiți-vă de ziduri! Intrați tiptil! Vârâți-vă cu șiretlic, legați-i pe deleși. Aduceți-le în coar. Și pe ea, și pe el. Le arat eu. Le bagă mințile în cap. Le fac eu bucata. Am să le fiu lași. Și prințesa? Amică m-a spus din bala mare. Le facă de petrecare. Bună marș! Măricule, dar de ce ne temem noi de o pustie de culoare? Taci, Zenon, nu puni. Ce știi tu? Culoarea o trăvește simturile. Se strecoară la dâmpul tău și te roade. Te sacă până de apă, te neacă în minciuna miresmei și pe lângă tine se mai bolnăvești și alții. Măritule, l-am înșpăcat că l-am dibuit că e acolo s-a dat la noi cu făcălețul. Aici ești, nenicule. Ai venit la mere și te-am pus albina, ai? Mă,
Ce-ai căutat în casa mea? Ce-ai căutat la fată? De ce e drumul unde nu-ți fierbe oara? De ce n-ai stat tu acasă vreme? Ai venit la Ionatane și ai dat de pădurețe. Mi-ai spurcat casa, mi-ai amețit fata, mi-ai minciunit-o și mi-ai aiurit-o. Ca pe un câine de voi pune să vă dai socoteală. Așa. Casa a scăpat cu fața curată, sunt fericit. Hai să trecem la un buton cu vin și să curgă licoare. Așa, pe scurtaților, că zilele cu sos s-au întors. Mare cinste și mare scofală vom avea. Așa, veseliți-vă, să se audă până departe că nu-i palat mai faunic decât palatul orbilor. Și acum opriți, trecem la osândirea șarpelui făptuitor. Măritule, până ce nu judeci, n-ai cum o sândi. Da, și că știu eu ce fac. Te tem de moarte, pe grivanule? Nu mă tem. De moarte ori de orbire, te tem mai mult în pelițatele. De un singur lucru mă tem. Să nu plouă mâine pe drum și să nu pantofi. Da? Cum te cheamă, văzătorule? Bob de Rău mă cheamă. Frumos nume, n-am ce ziceți. Stai cu alea, Bob de Rău, te vă judeca repede. Ca să nu mai ai timp să ne mai împui capul cu minciuni. Cum ai făcut cu domnița noastră, care nu mai e bună de nimic. Și numai din pricina ta s-a stricat această domniță. De va trebui să o pedepsim să culeagă un milion de copădii. Și numai după ce ei se vor vindeca fumurile, o vom ierta. Și ce? Am să culeg păpădii și am să le spulber în vânt. Nu plânge, Iola, nu plânge. Doar te-am învățat. Ochii sunt pentru văzut, nu pentru plâns. Ura! Nu l-au nici spus. Eu văd că aici Bob de Rău. Recunoști că ești vinovat? Eu de recunoscut aș recunoaște. Numai un gând și o nelămurire nu dau pace. Da? Ce nelămurire? Îți drege noi nelămuririle cât ai zice pește. Nu înțeleg un lucru, măritule. De ce te-ai apucat să-i dau cu spoială peste frumosul palat care e culorat în mii de culori? E chiar aici, sub tâlpile noastre, zugrăvit un păun în mii de culori. Și văd că repede te-ai apucat de a-i dau cu spoială asta albă. De ce? Cum mă îndrăznești? Și pe la colțul palatului e colorat. Ba un galben ca aurul, ba un roșu ca focul, ba un albastru ca cerul. Ce ți-a trebuit să aștept totul? E nebun, e turbat. Aruncați-l în pus să terminăm odată cu el. De ce te tem de culori degea? Ce te sperie așa? Nu-l credeți, fraților! Puneți-l la zduc, că nu-și mai curăț! Aruncați-l de pe tur! Zeno, Pupi, ați dat o poruncă, las pe fața asta, pe zburcat! Înapoi! Nu vă atingeți de nimic, nu puneți mâna pe nimic! Oare crezi că cineva începe să ghicească culorile? Va începe mai apoi să vadă? De asta te tem? Se poate să vedem cu ochii noștri? Minciuni, minte de stinge, lumina e minciună, ochii nu sunt pentru văzut, văzutul nu e pentru învățat. Dar și văzutul se învață. Mai întâi vezi cu mâinile, apoi vezi cu ochii. Oare se poate? Se poate. Eu la vede deja 10 culori. 10 culori? Au 10 ani ori să treacă până le voi scoate din cap. Rămâne fată bătrână. 10 culori? Iola, e adevărat? E. M-am învățat să văd! Nu aveți decât să vă ridicați ploapele și veți vedea... Minciună! Zero! Stai ca o! Nu e drept, măritule! Asta nu e judecată! Chiar să mai cugetăm o leacă! Eu vă spun lui Macabrin! Sigur! Să nu facem vreo trăznaie! Păi bine să judece Macabrin! Macabrin! Plimbositul ăla! Ce știe ăla ce-i dreptatea? Macabrin! Iată-mă! Macabrin! Înțeleptule! L-am prins pe văzător, pe trădător, pe ucigaș, pe sperjur și pe laș. Fă-l cu oși conștientul să dispară dintre noi, dacă nu el măcar capul tău. Mă zboară de 10 ori și tai odată. Ăsta-i văzătorul. După chipul lui o să se schimbe lumea. Mi-a omorât spatele, i-a întunecat mintea și a făcut-o să vadă. Multă nenorocire mi-a adus în casă. Le-a dat un demn necuvincioasă la supușii. Din cauza lui s-au stricat borcanele cu dulceața. Vorba lungă, sărăcia omului. Treaba ca și făcută. El a învățat un văzut, ea să-l învețe nevăzutul. Au vorbit pe cineva
să-l lăsăm slobodă, să rămânem fără apărare. Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Păi s-a dat la noi, ne-a răstămăcit și ne-a stropșit. Câinele care lacră nu mușcă. Cum înțelepule să-l las cu fata mea, gând la gând, cu bucurie? Aha, m-a nenorocit, m-a răpus, m-a spus o nurchevă. Așa-i drept, măricule, să învețe și el a umblat pe întuneric, așa după cum a învățat ea a umblat pe lumină. Mare rău ne pândește! Hai, hai, leagă-l la voi cu basmaua, du-l în ea ta și învață-l nevăzut. Te-am topit. Așa judecată, zic și eu. M-a făcut harcea parcea, i-a scârtat în strună. Cap preas, acabil ăsta. Ia sta mai bine într-o sticlă cu dop de plută deasupra capului. Unde am greșit eu, Marsafito, să ajung la bătrânețe, călcat pe bătături de un văzător? Hai, 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 hai. Ce se aude? Au șters. Zero și bubii sfernicinei? Ehe, nu trebuia să te încrezi în ei. Toți te lasă la greu. Numai tu ai rămas, Marsafito. Da, numai eu. Brava, vină să te pup. Nu. Am să te fac regină. Am să pun să te cioplească un tron. Am să-ți dau trăsură și acaretul. La noapte îl umflăm pe văzător și la rugăm în iar. Rămâne stăpâri, Marsafito, le face figură. Marsafito! Unde ești, Marsafito? Marsafito, ai plecat și tu! He, 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 unde e iața mai subțire, acolo se rupe. Zeno! Bubi, să dăm drumul la serbări! Aha, știu de unde vi se trage. V-au nebunit culorile, v-au înșelat proștilor, vetegiștilor. Nu există culori, cine v-a spus că există? Lumina e minciună. Lasă-vă, vă mai întoarceți voi la mine. O să vă tărâți ca viermii ca să vă primesc înapoi. S-au risipit ca ieri. Nu-i mai vede nimeni. Cine ești? Ce vrei? Sunt buponul tău. Cel mai bun din s-au văzut. Eu n-am văzut nimic. Eu nu știu nimic. Nu cunosc. Da, uite cum mai ești. Eu sunt Lulu. Buponul tău cu tot ce preferați. Eu tot pentru rămas bun la mine. Stai să mai trâncărim. Ce să mai trâncărim? Nu vezi că s-au terminat așa? Unde străjerea? Am făcut să scurteze limba. S-au pus și străjerile. Au venit să vedea cu ochi. Străjerii mei niciodată nu se poate. N-a fost cine știe ce vremă. Au făcut și ei ce le-a spus vădător. Și curteni? Și. Toți? Toți? Toți. Care mai de care? Se întreg acum la ochii stele și planetele de cer. Vor fi deja departe. Iar unii poate au și ajuns la marea cea voastră. Și muzicanții? Păi ăsta cât de muzicanții! He, he, o să-ți mai cânte și vântul la har. Muzicanții tăi au făcut o echipă cerere. Iar acum mișină prin lume povestindu-ți de laudă pe țarii. Nu se poate, e un vis urât. Orbii n-au cum să vadă. Surdi să audă și muții să vorbească. Te amăgești cu seamă lungă. Eu atât ascult. Vezi că-ți vine rândul și ție. Care rând? Hai să încep să vezi. Vrei, nu vrei, o să ți se deschidă ochii frâzi. Ochii mei? Niciodată! Niciodată! Stai! Stai! Nu o lua de bună! Te fac sfetnicul meu! Te fac străjerul meu! Ce prost că a plecat! Împărțim pe din două tronuri! Împărțim 1000 de ani! Ce prost că a plecat! Îl făceam bom! Ah! Ah! Ce usturime am pe ochi! Ce s-a întâmplat? Cine ești? E tata! Ce e tata? De ce ții pumnii la voi? M-au părăsit cu toții, m-au lăsat aici. Și ce? Cum și ce? Marsafita, Zeno, le-a venit vederea și au fugit în lume. Au prins și ei a vedea? Niște trădători și lingușitori. Au, mă seacă durerea de văz fata mea. Cum? Te doare casul? Mă doare ochiul care a început să vadă. Vezi? Da, numai că eu n-am de gând să mă dat. Cum? N-ai de gând să te bucuri de lumina zilei? Care lumină? Ce lumină? Numai ea și așa și durere. Numai ea creadă și vidior. Ce știți voi? Ce știu ei?
că numai pentru ei am făcut-o, numai și numai pentru ei. Am vrut să-i feresc de durere și silă. Am vrut să-i învăț să trăiască în ticnă și dulceață veșnică, dar ei nu m-au înțeles. Nu! Lasă, tată! Bucură-te de soare și de stele și de albastrul cerului! Am vrut să fac un palat ca un pun de mare, cald și blând, fără pofte și fără dureri, dar ei n-au priceput nimic, nu. Încearcă măcar o dată să privești și eu. Cârmaciul pe corabia lui Piere, rămâneți cu bine! Mă duc să mă pierd în întuneric, să nu mă bată soarele, să nu-l văd că voi trăi. Am să trăiesc aici la întuneric, singur și fericit. Ușor ca o pană. Ei au fugit, eu am să duc totul la capăt. Adio, copiii mei. Ce ne facem? Lasă-mă. O să-l strivească singurătatea. Ce nu? O fi noapte, o fi zi. Auzi? Ia te uite! Ce sunt astea, bă? Sunt ferestre, Iola! Ferestre în palatul lor? Da, Iola, uite, privește, uite luna, uite stelele, uite cum se rotesc pe cer planeții. Aici e mâna lui Macabrin. Ce să faci, știi că el ne-a deschis ferestrele. Ce faci, Macabrin? Pleci și tu? Călătorul îi șade bine cu drumul! Îți mulțumim pentru ferestre, Macabrin. Ne-ai făcut un dar minunat. E darul de nuntă! Să ne vedem cu bine și pe tărâmul surzilor, că pe tărâmul orbilor ne-am auzit destul. Nu trântiți prea tare ferestrele. Calul de dar nu se caută la timp. Ce frumos e peste tot! E plină noapte de ochi. Ochii se turotesc pe cer. Frumoasă e noaptea. Câte sunt de toate? Sunt nesfârșite, Iore. Sunt nesfârșite. Și diminețile? Cum e dimineața, Bogdanu? Mai rapte puțin ce-ai să vezi. Și până atunci? Până atunci? Până atunci ne jucăm. Ne jucăm de-a baba oarba. Ne jucăm de-a baba oarba? Da, ne jucăm de-a baba oarba. Ne jucăm de-a baba oarba. Primele puneri în scenă au fost prezentate cu ocazia diverselor sărbători locale, constatând în sketch-uri, scenete și teatruscuri. Prima piesă adevărată, reprezentată pe scena unui teatru, a fost în anul 2016, Cheful Suprem, la Teatrul Căluțul de Mare Constanța. A urmat un spectacol pe scena Teatrului de Stat Constanța, cu ocazia Crăciunului, apoi, prin participarea la faza națională a festivalului, unde au prezentat Căsătoria periculoasă. Au adus filialei premiul 2, prima distinție. Sigur că această realizare i-a ambiționat și astfel au inițiat și și-au asumat organizarea și găzduirea în anul 2018 a primei ediții a Festivalului Național de Teatru pentru Nevăzători. Global, Eliza Dulipă, Iulian Iova, Mary Higgins, Florentin Pandelea, Colonel Picking, Liliana Rad, Doamna Pierce, Nicoleta Rusu, Alfred Dulito, Nicolae Rusu, Alfred Dulito, Elena Panait, Pupăza Mireas, Mihaela Căruțașu, Doamna Higgins, Gunoieri și Chiețari, Radu Ionel, Adelina Lazu, Liliana Radu și Alexandru Popa. Papa! Să-i aplaudăm și să ne bucurăm.
mai plouă, nu mai stăvă, dacă s-a întețit. Păi dacă începe și să zborșește, iesem că nu o să țină mult. Hei, domn capitanul, ai fi bucuros și din tăcupărăiții și au frate la o fată părăiții. Păi, cred că nu am de lucru banii de schimbați. Eu pot să-ți dă mărunțiși, oameni, capitane. Și de la orire nu am de lucru mărunțiși. Apoi de acolo, oameni, capitane, și cumpără o frate de la o fată sărată. Eu pot să dau în rest la jumătate coroană. De 6.000. Iar dacă este din Londra, cu aproximație de 2.000. Extra. Ba, uneori, cu aproximație de doar 12. Uitor! Ba, trebuie să fie de rușine, că ăsta nu-i om, e dracu, vorb. Și se poate trăi din asta. Oh, și încă cum? Mulți încep în viață cu 80 de lire și ajung în centru cu un venit de peste 8.000 anual. Văd să se repete de origini, dar când vorbesc, se dau de gol. Eu însă unul pot să-i învăț. Mai bine și-ar vedea de treaba lui și-ar lăsa în pace o fată săracă ca mine. Ia ascultă, încetează odată cu croncăneala asta și du-te și cântă în altă parte, nu în față aici la Covent Garden. Ba, am dreptul să stau aici și-a dacă vreau eu, ca și patate. O ființă care scoate sunete atât de multe n-are niciun drept. Nici măcar dreptul de a trăi pe lume. Da? Ce vorbești? Ești o ființă cu darul grai de articulat.
Limba dumitale este limba lui Shakespeare, al Milton și a Bibliei. Domnule și domnule, sărăcana, domnule! Ce sune pe ce sune și sărăcana, sărăcana de ei. Uite-te! Vezi ființa asta cu englezească ei de trotuar, care o să o țină cât o trei norouri străzici. Ei bine, între ei sunt în stare să o prezint ca pe o ducesă la recepția unei ambasade. Ba, mai mult, ei pot găsi un loc de precupeață sau de vânzătoare într-un magazin, unde se ceră englezească cu mult mai bună ca la ambasade. Asta fac eu pentru negustorii care ajung milionari. Și eu sunt un cercetător al dialectelor indiene. Domnule, cunoașteți cumva pe colonelul Pickering, autorul sanscritei vorbite? Eu sunt colonelul Pickering, dar dumneavoastră? Permiteți, profesor Henry Higgins. Oh, am venit special tocmai din India ca să vă întâlnesc. Iar eu voiam să vin special în India, domnule, să mă găsesc. Să mergem, avem să mergem, domnule, să mergem. Cunoaște-te, cunoaște! Ce mai vrei, Pablo? Ce mai vrei? Hai, ia, țineți bucurile, că n-am nevoie de ele și astăzi să știi că ai noroc. Poftim! Să mergem! Să mergem! O să mergem! No.
Lenii nu o să te facă două încerc. Taxi! 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 Stai! Taxi! Taxi! Oh!
este delicios de murdară și îngrozitor de murdară. Ba, nu-și murdară! Ba, află că m-a spălat pământ. Și pouă obraz înainte de a veni aici. Da. Voi face o ducesă din buzdăgania asta. În 6 luni. Ba, chiar în 3, dacă are ureche bună. Vom începe de azi. Ba, nu. Chiar de azi. Doamne. Da. Ia-o de spală. Pune și el, pleacă pe până, da, arde haidele și telefonează să-i aduc ardele lui. Și până atunci? Până atunci, păi, da, până atunci învălește un hârtie de albă. Și ei, dacă nu se pătrălește, dai și cu pana de mână. Nu, nu, eu chem poliția așa, să știți, nu? Dar nu am, unde să vă țin. A, da, în rada cu dumneavoastră, la gândaci. Domnule, trebuie să fiți mai înțelegători. Nu puteți lua o fată așa ca o... ca o pietricică de pe drum. Poate are părinte. Da, poate e măritată. Aiurea, cine m-ar lua pe mine? Înainte de 6 luni, străzile vor fi pline de cadavrele bărbaților care își vor zbura creierii de dragul tău, Eliza. Eu m-am cărat, nu o să lipsește o dată și eu nu vreau să văd cum crăznic. Da? Asta mi este recunoștința că-ți vreau binele, doamnă Pix. Da? Ia-o și doua parte. Nu te-am cază, fetiță. Fă-ți la mama dumii tale. Eu... Da. Da, tu. N-am părinte. N-am mama. Aia de mai zbunit. Era așa ca mamă, vitre. Da, nici n-am nevoie, așa să știți. Eu sunt fata cu minte. Și dumneata, dumneata, nu-ți pasă decât de dumneata, mai pic de inimă, eu plec! Eliza! Ar trebui să fie de rușine, așa? Așa, Eliza, Eliza, stai! Ce? 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 Vrei, vrei o bomboană de ciocolată? Păi știu eu ce-o fi înăuntru. Am auzit eu de femeie amețite cu doctorită unica dumneata. Da? Uite, ca să vezi că totul este în regulă, eu voi lua jumătate din bomboană, iar cealaltă jumătate o vei primi. Să-ți cumpe câte bombane poftești tu. De ciocolată, de ciocolată! De ciocolată, de mentă, de care vei vrea. Da, după 6 luni, vei merge la palat, într-o sură îmbrăcată frumos, precum ducesă. Iar dacă regele va observa că nu ești cu coana adevărată, te va învăța poliția și te va închide în turnul Londrei. Unde ți se va tăia capul să fie învățătură de minte pentru toate fetele de teapa ta de aici înainte. Mie? Capul? Nu vreau! Nu vreau! Da, și dacă nu te vei da de gol, vei primi un cadou de 6 și 5 să-ți faci părăria în visă. Hai cu mine, Eliza. Nu! Nu! Nici n-am să stau aici și așa că nu-mi place. Și eu n-am să las cu nimeni să mă lovească, așa să știi. Ia. Eu n-am cerut să merg la palat. Și nu vreau să mă iau, nici dacă-i vorba să te iau capul. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Stați-mă că vin din nou. E un măturător de stradă jos. Alfred, tu lită, zice că... Chiar nu ești propul sus. Sigur, cum văd? Ah!
Da, eu sunt. Domn profesor, vin într-o chestiune foarte serioasă. Am venit după fica mea. Pe ea o vreau. Mă înțelegi? Da, fica dumitale e sus. Ia-o numai decât și cărați-o. De ce? Păi, n-ai să-ți închipăi ca să simt fica pe cheltuiala mea. Stai, Pancho, stai. Judecă și dumneata. Drept e să profiți de pe urma unui om sărac. Mata e a mea. Mata a mea, ai luat-o. Mie ce mi iese din asta? Domnule, fica dumitale a venit la mine să mă roage să o învăț să vorbească frumos pentru a putea primi și ea un loc pe muncă. Mă șantajez? Ai trimis-o aici din adins. Nu, Oane, ce te dai la om așa, boierule? Am cerut-o măcar o parachioară. Și dumneata înțelegător, Oane. Uite, să-mi sară perinarele dacă am văzut-o de două luni. Sunt care să spun? Uite, aștept să spun. Vreau să spun. Tigrin, ăsta are stofă de orator în discurs. Sunt gata să spun, vreau să spun, aștept să spun. Retorică de politician. De unde știai că-i fata aici dacă n-ai trimis-o dumneata? A, păi să vezi cum a fost, oare? Păi, fata a luat în taxi și pe băiatul proprietar să se plimbe. Băiatul l-a așteptat-o să se întoarcă, fata însă l-a trimis acasă, după care l-a pus când a auzit pătie aici. L-am întâlnit pe băiat în colț la Andrew. Cârciulor, nu-i așa? Clubul săracilor. Dar ce n-am voie? Să știi că băiatul mi-a povestit tot. I-am adus eu lucrurile de acasă, numai ca să vă pun pe plac. Asta-i tot. De ce ai adus catracusele dacă voiai să iei fata de aici? Păi să mai am zis eu vreo vorbuniță de oameni. Nu, oameni. Nu sunt eu omul care să stea în calea fetii mele. Aici îi se deschide o carieră. Ascultă-mă, oameni. Dumneata și cu mine suntem oameni de lume, nu-i așa? Crei, cum să nu? Oameni de lume! Domnule Tichis, domnule, mi-ai mers la inimă și de-aia dacă vrei să ții fata aici, eu nu mă încăpățenez să o iau înapoi. Dacă ne înțelegem, dacă o primești ca femeie, e frumusică. Eu ca tată, nu ce e dreptul meu. Ții o hârtie de 5 lire, oameni. Da? Și ce e exact pentru mine? Ar trebui să știi că domnul Higgins are intenții onorabile. Desigur, domnul meu, desigur. Păi ar vrea 50 de lire! Oh, urmul și-a părat de inimă! Ți-ai vândit chica pentru 50 de lire? N-ai niciun pic de simț moral. Excrop. Simț moral? Nu. No. Nu pot permite luxul să port asemenea lucru. Și apoi, fără supărare, dacă Elize iese ceva de aici, de ce nu are și mie? E rost de ceva? Bac! După așa nu? Îmi trebuie și mie mâncare. Mă autorică. Puțin fică distracție. Că s-a mânță și așa. E prea mult 5 lire, poate. Spune și dumneavoastră. Bichin, cred că dacă ne-am apropat de omul ăsta, în 3 luni de zile, ar putea ajunge ori predicator, ori ministru. Aia, nici un chiribir. Mă las pe dubaj de această onoare. Și apoi, fără supărare. Socot că sărăcia mea e cea mai potrivită pentru mine. Cred că va trebui să-i dăm cele 5 lire. Vedem că nu va ști cum să le cheltuiască. Cine e eu, Oane? Cum până luni? O să pun iar mâna pe vătură și mă duc la bine. Fac și un chef cu păsarea, să ne bucurăm și noi, nu?
Cred că va trebui să-i dăm 10 lire. De ce? Nu, frate, 10 lire, 10 lire e o sumă. Se simte om mai grijuliu și a zis că nu poate. Dăm doar atât cât își cer. 5. 2 de 5. De ce nu te gândești? Da, spune-i tu. Uite, eu sunt gata să o iau cu cununie, că așa mă am de cununie. Trebuie tot timpul să-i fiu pe plac. Să o înțoresc, să-i dau cadouri. Ai ceva de speriat. Coala, îi sunt rob tocmai pentru că nu îi sunt bărbat legiuit. Ascultă-mă, Coala, însoară-te cu Eliza cât e tânără și nu știe prea multe. Mai târziu, hai să te gândești. Dacă nu mai ascultăm mult, nu mai avem nicio convingere. 5 lire ai spus, nu? Foarte-ți mulțumesc, Oane. Da, 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 da,
Hai, Eliza, încă o dată. În Spania. Am obosit. Tu te-ai născut obosit. În Spania. Mimoza. Mimoza. În Florește. În Spania. Cineva i-a făcut o petrecanie. De petrecanie? Da, era plin
Eliza? Da, mă întreb. Ce s-o fi făcut pălăria ei a nouă, după aia? Pe care trebuia să moștenesc eu. Cineva cred că i-a șutit-o. I-a șutit-o? Eliza, marș acasă! Hai! E timpul să plec. Mi-a părut bine de cunoștință, doamne. La revedere! La revedere! La revedere la toată lumea! La revedere! Slavă Domnului că s-a terminat! Da, da, am avut niște emoții amândoi. Numai Eliza părea foarte sigură pe ea. Eliza! Eliza și-a jucat foarte din erou. Eu sunt obosit. S-a făcut dimineața. Eliza, să stângi luminile și să spui doamnei Perscă, eu nu o beau cafea. Da. Dar unde-mi sunt papucii? Unde reacum sunt papucii? Ia-ți papucii! Ia-ți papucii! Și am. Și nu mai avem rău ca poate! Ce? Pisică, tu vată! Ce-ți pasă? Ți-am mers bine. Ți-am câștigat pari. Asta îți ajunge. Eu nu contez. Tu ai câștigat pariul? Când ai încrezut? De ce? Pentru că voiam să-ți pocesc fața. Aș vrea să te omor, Henry Higgins. Trebuia să mă lași acolo unde m-ai găsit. În noroi. Acum poți să mă arunci înapoi. Bestie egoistă! Ce-am să mă fac? Ce-am să mă fac? Nu-ți pasă! Nu-ți pasă nici dacă aș muri. Pentru tine nu însemn nici cât papucii ăia! Papucii aceia! Papucii aceia! Acum ești obosit. Acum s-a terminat. De acum ești liberă să faci ce poftești. Mai bine aș fi murit. Unde sunt? Ce să mă fac? Ce-am să mă fac? Dar de unde le-ai acum să știu ce ai spus? Uite, iată, ai putea să te măriți. Ești tânără, ești frumoasă. Nu acum că plâng și arăți la treabă. Hai, merge-te cu mine. Picrin, trezește-te. Ajută-mă, pleacă Eliza, ajută-mă. Eliza, trebuie la noi. Iată. Nu-mi pasă. Mă pot lipsi de tine, Henry Higgins. Da? Dar tu... Tu te-ai gândit dacă eu mă pot lipsi de tine? Eliza, m-am obișnuit cu tine, cu chipul tău, cu glasul tău, cu sufletul tău. Domnule Higgins, uite-te la mine! Numai dumneata mi-ai făcut asta. Ai scris o scrisoare unui trăsnic bătrân din America, căruia i-ai spus că sunt cel mai bun moralist din Anglia. Domnule,
Bătrânul a murit de mult. Da, el a murit, dar pe mine. Pe mine m-a distrus. Mi-a lăsat 3.000 de lire pe an să țin conferințe despre reforma morală. Dar ce mă râcuie cel mai tare e faptul că m-a făcut și centilimba. Eram liber. Liber ca pasărea cerului. Acum sunt legat de mâini și de picioare. Va vola peste pupăza nenorocirilor. Mă însor! Hai, Liza, vino cu mine să mă vezi ginerică. Eu nu mă grăbesc nici cu mormântarea, dar nici cu colonia. Ce? Te gândești acum la mormântare? Ai pupăza lângă tine? Lumea e plină de băuturică și de femei frumoase. Dar dumneata nenea predurită, ce să mai faci cu ele când mai ai doar un ceas de burlăcie? Ba, te poftesc să scoți din cap de prostiile astea! Băutura! Femeuștile! La dracu! Până acum te-am iertat! Gata! Te însor! Poftește la afară! Prindu-l! Acesta e momentul cumplitelor erori, fă-ți examenul și pleacă să te însori. Să-mi fac
suntem cu ea. Cu glasul ei, cu sufletul ei. Și când te gândești că era delicios de vulgară și îngrozitor de murdară. Află că m-am spălat pe mâini, pe obraz înainte de a veni aici. Unde dragul sunt atunci? Florin Covaci, Leonil, Iulian Cioineag, Grigore Pulciu, Adrian Titu, Nic. Să-i aplaudăm! Știți dumneavoastră și greu să ai fată mare în casă, sarcină în oală, mai bine șapte.
cuvinturi. Margarita! Ce vrei, negare la mama? Hai și plecăm la mama, hai! Am fost cu mărțuletul strună la mandolină! Mandolină! Hai, da, lasă!
Ai să iei bucoană și tot teatru și sketch-ul ai scris, să-ți cât păr în cap ai. Bucoană? Da, bineînțeles, bună. Hai, hai, ia și te bucură și vină din salută mâinile, că ți-am găsut un armat. Zâmbă, care dragă nenecuță? Hei, Nicu, Nicu, fișorul căpitanului. Nicu? Nu ai pus, dar mi-a zis bolul de unii picros din tăr. Vine o rele în obrazne și nu de arma. Dacă mai pui pe aici, am sirop urechele, înțelegi? Vorbește mai francezește. Mă, ce? Nicu? Da. Ei, așa nu pui și așa vorbim cu bolul. Da, la balurile de la curte merge? Ei, dar cum să nu? Vrei cu oameni spune? Merge! Da! Că te poate nici inima să zic de ce ai de rebelion? Ei, și rebelion? Și la sfântul meu cum l-ai numai la rebelion la chiar? Și mi-a luat și roșie la teatru, la benioar. Ce teatru, ce benioar? La rândul trei cu alea margheleță, nu cu avutul piluș. L-am întins.
Oh, ce frumoasă! Ești o crescut, Viet? Aș o crescut, Viet! Poate că e să vezi ce turci frumoși coasă, plinii din urmea.
Margăriță, trimite-ți gherghefu, mamă, încoace, trimite-ți gherghefu. Auzi, bă, burnița, ce-și lău de marfa? Hei, frumor! Frumor, zic eu! Aș fi destul că ești la pare! Ia-l-i pășa, tu, Paul, ia-l-i pășa! Și-a pe iar așa. A, ca nu să nu mai tot coni ăsta să vină de oile! Lasă-l, doar ce-am făcut și tu, bă, Mersi? Poate mă arată una! Și merter! Da și merter! Ne-i s-o spune față! Să știe de mine! Nu! Poate fără față moarte! Să știe de poate! Ce se potrivește? Pardon, mademoiselle. Dar bună citară! Ce poruncești? Poruncesc să-mi cânt o romanță. Da, să nu știu să cânt. Nu te cred. Doar să-ți cânt din gură de dragoste. Ce-mi fac poate pe o tătricești? Să-ți cânt de dragoste, Tutucă. Cântă! Cine trăiește, pe amor slăvește, oricare jihină, de amor suspină. Câșcăcioara hâcâiește, râcșoara hâcâiește, câșcăcioara hâcâiește, apăsarul necheșește. O
trăiește, popoșul potmodăcește. Și-o plin greșeale, îți rostesc fatale, totul puță dragă, s-a trecut de șagă. Thank you.
tot nervertă. Îmi trebuie o idee. O idee ceva? Gata, știu. Ai, știu. O idee pe care să... Aha! Mă duc să mă tălmăcesc cu cuconul Grigore. Am plecat să mă tălmăcesc cu el. Slavă Domnului că a scăpat din temniță. Vreme că multe mi-a fost dat să aud cât am locuit în dulapul istic. Dragoste și băbească, cochetărie băbească, negustorie căsătorească, chiar și cudulie zigărească. Dar din toate astea nu-mi rămâne decât că baba a căcheat, că nu-și poate mărita fata. De, vrea să o ducă la mănăstire, verișoara la călugărie. Nu! Eu nu voi putea suporta o asemenea nelegiuire! Dar cum să fac să o scap de comănac? Știu, am să o fur la noapte și am să o trec peste Dunăre. Da, planul e minunat. Numai decât trebuie să ajung în odaia Marghiuliței, să-i dau de veste să fugă la noapte. Însă, cum dracu să fac să trec prin atacul culanței fără să mă bage de seamă? Opa! Am o idee năstrușnică. Am să mă îmbrac de fată mare. Nu cred! Nu cred! La mănăstire! Să mă dei la mănăstire pentru un cusur de două sălașe de țigan! Mai bucuroasă voi intra în fundul pământului! Mai bine o-i fugi departe unde mor duce ochii! Departe de casa părintească în care sunt sarcină! Pentru că Dumnezeu m-a făcut fată, maica mea nu mă poate suferi. Ce? Parcă sunt eu vinovată? Cât sunt de nefericită! Plâng și suspin și suspin mereu și supăr un chin, un chin foarte greu și și mantela. Nu am.
acum, de m-a hăzărit pătușica, va zice că Sioana în sigur. Așa pot trece, fără frică, în odaia zanfirei. Ce mi-a dat vechile? O altă dihanie. Cine să fie? Doctorul Franz v-a sfătuit ca să vin înapoi să vor pe duduca Mariolița. Aleu, dar tu ne dicăi. Ba chiar șoacă-ți-ai. Parcă zăresc cu rochii. Oare nu-i duduca Mariolița? Cum dracu să fac să mă despăr de dânsul? Ba tocmai duduca, îmi vine să pun. Da, să mă prefacă-s baba. Ei, de-aș avea curaj, ce ceas mai pune prin întuneric? Aud? Parcă mă cheamă. Dumneata ești? Eu! Oh! Dragul meu! Scumpa mea! Mâncate armurile! Ce mi-a luat urechile? Păstăinii cu prostul! Ce dracu am aici? N-aș fi îndrăznit niciodată să mă apropii de mata duducă, dar de vreme ce mi-ai făcut pâs, nu te mânie dacă ți-o spune că sunt a matale prea plecată și supusă slugă, căci din ceasul cum te-am văzut, Dudupuța mea, Marioliță, mi-a ajuns la inimă, fiind inima mea matale, drept care și eu asemenea, mă fie totdeauna fericit de a mă supune pe veci matale. Destul, destul, mesinucu, că eu îi mă dușel. Nu te îngrijii, Dudupuță, că eu așa când mă pornesc odată, nu mă oprește nici dragul. Ce zici? Prelegea mea, nu căuta că sunt rușinos dinaintea oamenilor, în stare cu duc, când sunt singur sau cu altul și mai ales cu altul. Atunci ești o praznic? Porungă. Vreau să zic că atunci îți arăți arama. Doar atunci mă dizvalesc. Și drept dovadă, iau drăzneală, ați spune că te iubesc peste măsură. Te iubesc peste măsură. Ești chemul! Tu mă înșel, ai tăi din gură! Eu? Pardon? Vrem o? Jamais. Ah, și eu te iubesc foarte! Chiesc pe bun? Ah, de acum până la moarte sunt al tău. Vrem o? Tu juri? Dudupuță, să-mi sară ochișorii din cap dacă se află un alt om mai fericit decât supusa slugă matale, drept care hai să fugim împreună, fiindcă părinții noștri se scumpesc pentru două sălași de țigare. Ce zici? Să fugim? Auzi, auzi! Fără doar și poate. Ah, fie-ți milă de flacăra unui muritor care e flăcărat. Spune, fugi cu mine, ori, ori fug singur. Du-te, dracu! Aud, primești? Ah, Dudu, că-ți salut mâinile. Poruncă. Ai auzit? Ce? Vine neneaca. Elei. Și de ne-a prinde aici pe amândoi, suntem prăpădiți? Elei. Trebuie să te ascunzi. Unde? În dula pâistă. Și după ce mi-ai deschide, ai fugit cu mine. Te mai îndoiești, tiranule. V-ați sărut mâinile. Sărutele. L-am băgat pe nicu prostul cu Ioana Țigan. Hai să-mi place nu de azi. Acum a sosit momentul fericirii mele. S-o scapă verișoara de la... De la călcării. Ca semn al dragostei mele ce-i port. Dar ce mi-am luat? Ia să văd cum o plecat aici. Că o ieșe de favor. Mi-a tat și nu s-a mai întors. Salut, fuste. Cine dracu să fie? Ioana e îmbulat, baba doarme. Negreșită e Mariolița. Mariolița. Mariolița, tu ești? Ce? Nu te speria, sunt eu, Leonil. Verișorul matale. Am venit să te fur, să te scap de babă și de călcării. Eu, bab! Nu e rușine, bab, porniței, să ne punească la anii ăștia, să-și facă ție un blestem ca ăsta, îl pună zău de dus la boli. Eu, la boli. Gândește, dragă verișoară, se poartă așa ori cu tine de parcă ai fi o țigacă, nu fi ca eu. Gândește, dragă verișoară, te sucută ca pe o sarcină, ca pe o beată în casă. Și hai, hai să fugim până nu se trezește Sahia. Eu, Stachie! Să mă gândesc de fete de curat! Păreu! Ai bătut-o!
Da, și cum nu ai ales, măi, și-a mea! Dar ce ne dea să mă voi? Mă, Violin, dar mare post am făcut! Și tu și mă sporobea când tu mă mai tătări la urebe! Ei caută cele două sălașe de țigani, pentru care domniile voastre nu s-au înțeles cu târgul. Ați înțeles? Tu știu de bunit? Ba bine că nu. Și decât să fie țiganii pricină în neunirea familiilor, mai bine ca doi părinți buni ce sunteți, v-ați da mâna și ați face fericirea copiilor. La mulți ani cu părașele. Bravo! Faceți cum spune el. Dați-vă mâinile. Și spuneți într-un glas, noroc să dea Dumnezeu! Ei, fie cum vrei tu, Dumnezeu, doctor Franz, noroc să te dea Dumnezeu! Și nu o luași noi. Amin! Când tocmai că l-ai armarul și drept al dămas, o rochie de nu. Iar voi, voi curubașilor, coborâți-vă din cui și veniți. Veniți de mulțumiți mie pentru fericirea voastră. Cu toate că, dacă aș fi știut... În sfârșit mi-a pornit piatra din casă. Sunt slobodă să mă măriți! Pentru părinți, fetele trebuie văzute ca petre scumpe, nu ca petre în casă. Eu primesc ori de rușine, dacă spun acum minciuni, s-a aruncat sub pietre mine, aici în lote comuni. Ha! Bună rușine! S-a mai cu chiar să-mi fac în familie! Dacă ne asumbrinează patru, ea sunt moarte cu sunătoarea copiilor! Mă închid cu plecășurte, că trebuie și timoie, că mi-a cumpăr. Mășurile cu zboare, mășurile pe lângă. Și pe așa la lătă. Eu vezi într-o doctor frana, care trebuie să nu trate. Îi cum îl păstată cu mata, sufăr bolii fricoșate. Dacă scumpa mea mireasă, ca și mie v-a plăcut? Dacă piatra cea din casă spaimă chiar cum v-a făcut? Primiți cu bucurie, domnilor, să ne fiți noi și pentru a noastră comunie, aruncați două cununi. Să primiți cu bucurie, domnilor, să ne fiți noi și Thank you.
care ne-ați onorat. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată și partenerilor, și anume firma Vimercati, Primăria Bacău și Teatrul Municipal Bacău. Înainte de a preda... Înainte de a preda cuvântul, aș dori să mai prezint încă o dată juriul, și anume doamna Eliza Noemi Judeu, actriță, manager. Doamna Alina Tomi, actriță de Vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, vreau să felicit organizatorii pentru această idee. Eliza spunea foarte bine să facă un jur compus din 3 actori și un regizor, dar numai la ediția asta, pentru că la ediția următoare trebuie 2 actori și 2 regizori, ca să fie mai egalitate. Și în primul rând, vreau să-i mulțumesc colegilor. Să știți că deliberarea n-a fost deloc ușoară. Dar chiar ne-am și cricevit în câteva rânduri. Ce a fost foarte important, în momentul când mi s-a propus să vin aici, și știi că în festival de teatru, și mai ales când am auzit de amatori, eu mă feresc de cuvântul amator, pentru că există amatori între profesioniști și profesioniști între amatori, și un soi de amalgam așa, și zic că nu, în momentul când mi s-a spus că e pentru nevăzători, atunci profesorul din mine și mai ales regizorul din mine a avut o tresărire extrem de importantă, importantă profesională, în primul rând, pentru că am vrut să văd și eu cum niște oameni care nu văd pot să vadă personaje, pot să simtă o scenă sub picioare, pot să stabilească niște relații între ei, pot să se simtă și să construiască un moment teatral. Ceea ce am văzut în această seară, în câteva rânduri, a fost profund emoționat. O spun din suflet. Profund emoționat, de ce? Pentru că nu la modul caritabil, ci la modul profesional. Teatrul secolului 21 a trecut de faza minimalistă, de faza experimentală, de faza naturalistă, de faza realistă și se construiește pe emoții. Atât profesioniștii cât și cei care vor să facă teatru, dacă nu reușesc să transmită o emoție, degeaba urcă, stau și să căznesc pe scenă. În câteva rânduri am trăit emoții intense, autentice, vii și adevărate. Ceea ce înseamnă că această idee a unui astfel de festival e vie adevărată și trebuie neapărat continuată. În al doilea rând, ce mi se pare extrem de important este așezarea asta pe secțiuni, monolog, scenete, piese de teatru. Ce vreau eu să vă rog? Încercați tot ce am văzut și tot ce ați făcut din pasiune. Nu vă obligă nimeni, nu vă bate nimeni ca să faceți un monolog, o scenetă sau un spectacol de teatru. O faceți pentru că vă doriți asta. Pentru că vă simțiți bine în mutându-vă într-un alt personaj, în altcineva. Deci o faceți din pasiune. Și atunci dacă o faceți din pasiune, nu încercați să copiați, și aici mai ales mă refer la monolog, pentru că cupletul e una, sceneta e alta, scena e alta, nu încercați să copiați. Pentru că nu o să vă iasă niciodată. Eu fac o mică paranteză, mi-am luat odată studenții și am scos din clasă și am dus să se uite la un stâlp. Ne-am uitat 30 de minute la un stâlp, când am urcat în clasă, am spus povestiți fiecare stâlpul vostru. Vă jur că au fost 9 stâlpi diferiți și am diferit de al lor. Deci au fost 10 stâlpi diferiți privind același lucru. Iar dumneavoastră, faptul că aveți privirea interioară, care e de 10 ori mai importantă decât văzătorii, chiar sunteți obligați să fiți cinstiți față de voi înșivă și să produceți ceea ce chiar simțiți. Pentru mine a fost o mare bucurie, vă felicit pe toți, pentru că este extrem de important, nu totdeauna ție este ceea ce vrei să faci.
Uneori un mic eșec poate fi de fapt pentru într-o mare izbândă. Exact cum o mare izbândă poate să creeze terenul pentru eșec. Dar e un lucru important, m-ați emoționat. Premiile, vă jurăm că sunt bine gândite, bine cumpărite și nu, deci n-a fost în niciun moment, n-am discutat din punct de vedere caritabil, în niciun moment n-am discutat pe zone geografice, să îi împăcăm și pe ea de acolo, și pe ea de acolo, și pe ea de acolo. Am încercat cu puterile noastre și cu capacitatea noastră de a discerne într-o mare de emoții ce a fost mai bun, mai viabil și care să poată fi, că palmaresul unui astfel de festival, să păstrează. Am să spun și eu câteva cuvinte. Numele meu este Tomi Cristin, sunt actor la Teatrul Național din București. De fapt, nu doresc decât să vă mulțumesc, să mulțumesc organizatorilor acestui festival, să mulțumesc primăriei și, bineînțeles, gazdelor noastre, Teatrul Bacovia. Dar mai mult aș vrea să mulțumesc câteva persoane și am să le numesc, am să le înșir nominal ca pe un generic de film. Mulțumesc domnilor și doamnelor. De la Arad, domnului Sorin Nicoară, domnului Andrei Petrișor. De la Brăila, doamnei Daniela Iotu și domnului Laurențiu Miutescu. De la Botoșani, doamnei Anișara Tsuguri. Eu am fost actor la Botoșani și am avut așa o nostalgie să o văd pe doamnă. De la Buzău, doamnei Elica Ioniță. De la Brașov, doamnei Elena Dumitru. De la Constanța, doamnei Mihaela Căruțașu, domnului Florentin Pandelea, domnului Alexandru Papa. De la Iași, domnului Neculari Florin Andrieș, domnului Ioan Ursu, domnului Marcel Ursu, domnului Costel Soldan. Puteți aplaudați până dau pagina. De la Arad, doamnei Teodora Codruța Matei, de la Brăila, din nou, domnul Laurențiu Miutescu, care am muncit din greu astăzi, de la Constanța, domnului Nicolae Rusu, fața căruia mă înclin, de la Iași, de la Bogoșan, doamnei Anișoara Țugui, din nou, doamnei Maria Lupașcu, de la Vrancea, domnului Laurențiu Spulber, Dorina Nanu, Mioara Gegea, Dorina Camelia Ilie, de la Tulcea, doamnei Mariana Șciontic Cismigiu. Aplauze! De la Vrancea, domnului George Mihăină, de la Bacău, din nou, domnul Ilian Cioineac, foarte simpatic. Doamne Laura Damian, care între noi fie vorba face niște poante demne de scena Teatrului Național. Domnului Angel Bava, de la Perina. Domnului din nou, Laurențiu Miutescu, doamne Nicoleta Oana, Daniela Ioan, Mihaela Bujor, Romica Alexandru, Mitica Pârlăgeanu, Emil Gămulescu, Daniel Suciu, Gigel Bujor, Tudorița Oancea, Daniela Iotu, de la Constanța, doamnei Mariana Ciupotaru, Iuliana Iova, Nicolae Rusu, bravo! Florentin Pandelea, Iuliana Radu, Iuliana Radu, și hai să dăm premiile. Dimineața, secțiunea monolog. Festivalul Național de Artă Dramatică, Mihai Cotrea, ediția a doua. Se acordă locul 3, secțiunea monolog, Anișoarei Tsugui.
Să știți că trofeul la locul întâi secțiunea monologului există trofeu, vreau să vă spun că seamănă cu Oscar. Ați văzut dacă m-ați lăsat să mă corectez măcheat din nimeni? Trecem la secțiunea scenetă. Locul 3. Cerere în căsătorie Constanța. Thank you.
Mai zic ceva? Da, da, da. Cea mai bună actriță, Laura Damian. Laura, rămâi zis ea! Felicitări de tot! Poftiți! Mama, trofeu! Travestit, nu am.
Dar un firul ochi apă de hai că-l mărităm în seara. Premiul pentru cel mai carismatic actor, Măric Cristian. Ultimul cuvânt în amin. Cel mai bun decor, Piatra din casă. Premiul juriului se acordă domnului Laurențiu Miotescu din Brăila. Pentru tot ceea ce a susținut pe scenă astăzi. Așa cum vă spunea și domnul regizor Ovidiu Lazar la început, cum v-au spus și domnul Tomi Cristin și Alina Tomi, nu știu cum face domnul, să știți că a fost o mare bucurie pentru noi în calitate de profesioniști să vedem atâta entuziasm. Dacă ați ști cât de mult contează faptul că atâta lume vrea să comunice prin teatru, prin arta spectacolului, prin arta actorului, prin arta regiei, scenografia, tot ceea ce înseamnă teatru, să știți că pe noi ăștia profesioniști care, adică și câștigăm, ne câștigăm salariile din meseria asta, e foarte important să știți că dumneavoastră, în marea majoritate a timpului, sunteți, faceți parte din publicul nostru. Este important pentru noi să știm că atâția oameni doresc să se exprime prin teatru și eu personal vreau să mulțumesc echipei de la Bacău, a asociației organizatoare a acestui festival, pentru că știu că și ei ne susțin și este important. Este important ca ăia, cei mai de sus care ne aprobă o sală de teatru sau ne aprobă un ban sau ne aprobă finanțare să înțeleagă cât de important e teatrul pe planeta asta, în orașul ăsta, în țara asta. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare. Când a fost constituită prima trupă de actori, de văzători, numită Optimiștii. După cum bine știți, marea parte a domnilor voastre, această trupă a întreținut arta spectacolului de văzătorilor pe scenă până în anul 1990. O altă trupă pe care eu am văzut-o pe scenă a fost trupa școlii de nevăzători din Cluj-Napoca, care în anul 1962 a jucat piesa Nota Zero la Cultare, pe care și eu, poate și alții dintre dumneavoastră, o avem înregistrată de atâția și atâția ani. De asemenea, un alt cealor al exprimării nevăzătorilor pe scenă este anul 1997, când Fundația Optimiștii, înființată de doamna Angela Marian,
care a fost și președinta fundației, a susținut de scena Teatrului Evreiesc de Stat din București spectacolul Iarba din Casă, care s-a jucat această seară, de-a data aceasta în regia doamnei actrițe Tamara Uciuceanu Botez. După cum vedeți, prezența actorilor nevăzători pe scenă este o lungă tradiție. Și în încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă ofer o scurtă viziune a mea personală despre teatru. Teatrul, doamnelor și domnilor, este un oraș. Un oraș mare, cu case de toate felurile, și mai frumoase și mai puțin frumoase, străzi cu bulevarde. Fiecare stradă este un autor. Fiecare casă este un spectacol. Noi, spectatorii, ne plimbăm pe stradă, trecem de lângă case și la un moment dat ne sară în ochi ceva, la o fereastră, o lumină, o viață, un eveniment, o întâmplare, ceva care ne atrage atenția. Și atunci ne apropiem inutil de acea fereastră. Privim cu curiozitate, pentru că așa suntem noi oamenii, indiscreți. Privim în interior și vedem oameni care discută, se iubesc, se ceartă, se facă și exprimă toate sentimentele umane posibile. Atunci ne facem curaj și intrăm în casă. Intrăm ușor, ușor în atmosfera acelei case. Acesta este un spectacol. Casa în care noi intrăm. Orașul este majoritatea piețelor de teatru și străzile sunt autorii care pot avea o casă, adică o piesă de teatru, 10 case, 10 piese de teatru sau mai multe. Noi, ca spectatori, ne rămâne doar să alegem piesa la care intrăm. Și vă lansez încă o provocare pe care am lansat-o și anul trecut la Constanța. Aș dori ca dumneavoastră, ca spectatori, să încercați să vă exprimați în sine dumneavoastră viziunea dumneavoastră despre mimica personajului de pe scenă. Noi, ca nevăzători, trebuie să ne dezvoltăm imaginați altfel decât văzători. Am asistat în anul 2007 la o piesă de teatru, după 2000 video, scrisorile unui orb pentru cei cu vedere. Acolo au jucat doi actori văzători. Teatrul se făcea pe un întuneric absolut. Spectatorii intrau în sală cu mâna pe umărul unui prezentator, a unui angajat care conducea în sală. Tot spectacolul se desfășura ca o poveste frumoasă, de iubire, romantică, între doi actori. Se plimbau prin sală, se așezau la masă, își turnau vin, își făceau declarații și așa mai departe. Acesta a fost spectacolul oferit pe întuneric. Capacitățile noastre de percepție, de recepție, sunt imense. Rămâne doar la atitudinea noastră să le dezvoltăm și să le amplificăm. În numele spectatorilor, cum spunea actorul Valentin Teodosiu, pe care am cunoscut acum vreo lună la cafenea Florescu din București, care s-a ridicat când m-a apropiat de domnile sa și mi-a spus: eu sunt vocea protederului. Îmi permite să închid cu expresia: eu sunt vocea spectatorului.